Astăzi, la Provocarea Titanilor, avem un invitat care a încercat inițial să semneze un tratat de pace cu extraterestri. Dar pentru că nu a fost loc de diplomație, s-a lăsat pe gubaș și în locul vorbei bune a pus în aplicare cunoștințele sale despre război. Cum se descurcă Balazs Barabas, prezentatorul emisiunii Pașaport Diplomatic de la Digi24, cu provocarea noastră de gaming, aflăm imediat. Titan Attacks este un joc care omagează cunoscutul Space Invaders. Regulile sunt simple. Te miști stânga-dreapta, tragi în navele inamice, eviți focul acestora, iar dacă prinzi extraterestrii care încearcă să scape, atunci primești un bonus. Între niveluri poți să-ți îmbunătățești armamentul cu banii câștigați. Scopul jocului, un punctaj cât mai mare pe baza unui multiplicator care crește pe măsură ce nu ești lovit. Balazs Barabas este prezentatorul emisiunii Pașaport Diplomatic aici la Digi24, dar înainte a lucrat ca redactor la una dintre cele mai mari reviste de IT din Ungaria. S-a declarat pasionat de jocuri, dar oare cum se va descurca la ceva atât de primordial precum Titan Attacks? Ce mai nasol e când rămân puține. Și care se apropie cresc în viteză. Ah, yes! Yes. Oficial, nu mai ești ultimul în clasament. vezi că ești la o lovitură de moarte. Uh-huh. Ideea fiind că dacă ai reușit să treci de valul 5, probabil că stăpânești. Ah! Și am și terminat. Da. Foarte tare. Suntem sub valul 5. Asta era valul 4. Ok. Treci acolo un scor. Okay. Primul și primul cred că a avut loc prin 90, când colegul meu Paulică de la etajul 9, noi stăteam la etajul 10, a apărut cu un calculator, cred că se numea ceva de genul de Team. Era practic un keyboard foarte, foarte gros și calculatorul propriu zis funcționa cu o casetă audio, deci se trăgeau programele pe casetă audio, trebuia băgată caseta în casetofon. Cred că nici casetofoane nu prea mai sunt zilele de astăzi. Și practic jocul era cu niște vapoare care mergeau pe un fluviu, vapoarele fiind niște linii practic și trebuiau ocolite tot felul de chestii care veneau pe fluviu ăla. După aia următorul a fost, cred că un Amiga, era Lotus Esprit, era foarte tare jocul, era un Lotus Esprit, practic un simulator, dar nu vedeai de pe poziția conducătorului auto, ci vedeai mașina cumva de sus. Și era foarte, foarte, foarte palpitant și mi-a plăcut așa de mult încât în momentul în care mi-am cumpărat calculatorul personal, chiar mi-am cumpărat Lotus Esprit deja pe PC și jucam vara, deci asta era jocul de vacanță Lotus Esprit. Dai! Așa. Bun, bun. Suntem în grafic. Okay. Un shield și un gun power. Mă, iar nu luăm smart bomb? Am zis, smart bomb nu cred că este necesar. Bine. Opa. Opa. Houston, we have a problem. Opa. Opa. Ai fra... Ah. Ok, unu. Bun. Bun. Bun, bun. Criminal, frate. Oh, ești la... M-a pocnit? Da. You are very close to death. No, please, no. Și după aia cu foarte... Ce răi sunteți, băi! Ai. Mi-am denorocit multiplayer-ul. Oh! Și încă unul. Sunt o grămadă pe care aș putea să le număr, dar cred că cea mai mare și cea mai palpitant a fost Half-Life. Mă rog, cred că nu este un secret pentru nimeni că la vremea aceea jocurile nu prea se cumpărau, se făceau rost, se împrumutau de la diversi prieteni și așa mai departe, dar Half-Life a fost jocul pe care l-am primit la fel, dar am ținut neapărat să-l cumpăr. A fost un mega pachet la vremea aceea care conținea și un tricou, voilà, tricou Half-Life, eram foarte tare pe vremea aia. Și era și jocul pe care l-am cumpărat, era un pachet care conținea tricou și varianta 1-2, și era și Counter-Strike, conținea marele Counter-Strike, care mă făceau praf prietenii pe rețea. A fost foarte frustrant la un moment dat. Cred că era primul joc în care aveam o frică din asta viscerală. Deci erau niște monstruleți din ăștia mici care îți sărau pe față dacă nu erai atent. La un moment dat, când mi-a sărit un de-asta pe față, chiar simțeam fizic groaza aia.
Mă rog, aveam 20 ceva de ani, deci nu eram la 10-11 ani, când, mă rog, te implici mai mult. Eram totuși băiat mare, dar a avut un efect extraordinar jocul ăsta. Vezi că după ce se... Așa ăștia-s de aia care coboară, nu? Da. Vezi că nice. După ce eliberezi ecranul, o să fie boss battle. Oh, leu! Bloody hell! Suntem foarte aproape. Prinde-i pe aia doi neapărat. Neapărat. Ah! Asta este. Fix la valul 20 înainte de marele 45 de mii? Tudor Istodor pe primul loc, Bogdan Naumovici, Andrei Gheorghe, Flavia Negoescu, Iulia Rugină, iar tu, Balaș Barabaș, ești Mam, da, fix, Flavia e foarte tare. Fix sub Iulia Rugină cu 45.150. Domnul Balaș Barabaș. Yes, yes, yes. Da. Asta e drăguț, așa, pauză de masă când ai mintea plină de tot felul de chestii pe care trebuie să le scrii sau le filmezi sau să le montezi sau tot felul de intro-uri pe care trebuie să le scrii, pui totul la o parte, bagi Space Invaders, îi pac, 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 îți clătește așa mintea și după aia poți să te apuci din nou de job sau noaptea așa când ai văzut un film prost și zici aulă, mi-am pierdut 2 ore din viață pentru prostia asta, hai să trag un Space Invaders repede și ai rezolvat problema.